Bine v-am regăsit, stimați spectatori, la o nouă întâlnire în curtea școlii. Iată că este final de noiembrie, un noiembrie destul de friguros, deși calendaristic mai este încă toamnă. Cu toții am resimțit ceva mai mult zilele acestea, temperaturile de iarnă. Pe de altă parte, atmosfera este destul de caldă, așa, în curtea școlii, cu bucurie, pentru că se apropie zilele libere. Zile libere începând cu data de 30 noiembrie, atunci când îl sărbătorim pe Sfântul Apostol Andrei, urmând apoi ziua de 1 decembrie. E drept că e în weekend, anul acesta sunt zilele acestea și în weekend, dar sunt cu siguranță cu bucurie. Și pentru că e început de sărbătoare, multe dintre școli deja au marcat sau au început să marcheze ziua Bucovinei, ziua României, tocmai pentru că cei mai mici și profesorii nu vor fi la școală. Pe de altă parte, dincolo de aceste zile libere, dincolo de sărbătorile pe care le marcăm în această perioadă, lucrurile se întâmplă în continuare legate de lucrurile frumoase, să zicem, concursurile, rezultatele pe care le obțin elevii sprijiniți de profesori la diferite concursuri. Lucrurile merg în continuare și în sălile de clasă, cu mai bune, cu mai rele. Încă se discută, așa cum știți, de cardurile acestea cu prima didactică. Sunt peste 20.000 de locații în țară unde cardurile acestea cu prima didactică sau de carieră profesională pot fi folosite de profesori și de ceilalți alți angajați din învățământ, potrivit listei actualizate. Deci foarte multe locații unde pot fi utilizate, mai puțin casa corpului didactic. Se pare că nici la acest moment casele corpului didactic din țară, universitățile, nu au reușit, nu știu de ce, într-un motiv sau altul, să se înroleze în sistemul de plăți cu cardurile oferite de guvern, deși a fost făcută această cerere. Încă mai sperăm. Mai sunt profesori care își doresc să le folosească pentru a se dezvolta profesional. Unii chiar sunt studenți, masteranți, își continuă studiile și sper că vor folosi aceste sume în direcția plății taxelor pe care le presupun aceste activități. Una peste alta, locațiile sunt din ce în ce mai numeroase, profesorii încă nu și-au folosit toți sumele, dar au diferite oportunități. Pe de altă parte, o altă oportunitate, dar în dreptul elevilor, și anume aceea a celora care sunt refugiați din Ucraina, spuneam de o altă oportunitate, pentru că în premieră în sistemul românesc de învățământ, copiii care nu știu limba română, ci sunt fie refugiați din Ucraina, fie parte din diaspora românească reîntoarsă în țară, vor avea la dispoziție peste 70 de școli, mai exact 71 de școli în care pot învăța limba română și vor primi ajutor pentru integrarea în sistemul de educație. Dumneavoastră vedeți acum pe ecran afișul unui eveniment despre care o să vă vorbesc un pic mai târziu. Vă spuneam de cele 71 de școli, două dintre ele se află și în județul Suceava, în municipiul Suceava mai exact. Este vorba de școala gimnazială Grigore Ghica Voievod și școala gimnazială numărul 6 din Suceava. E drept că aceste informații le-am preluat de pe site-ul EduPedu. Încă lucrurile nu s-au așezat foarte bine în școli, informațiile nu sunt complete, dar e un lucru îmbucurător, iată faptul că elevii refugiați din Ucraina sunt sprijiniți în învățarea limbii române, pentru că trebuie să recunoaștem statutul acesta de audient, care presupunea doar să asiste la ore care se desfășurau într-o limbă pe care nu o înțelegeau, era destul de ciudată situația. Dar lucrurile au funcționat, să spunem, cu siguranță au funcționat atunci când a fost vorba de tot felul de proiecte organizate de ONG-uri sau de colaborări cu profesori din Ucraina. Despre un astfel de proiect este vorba în continuare, spuneam de un afiș care a apărut mai devreme, este afișul unui eveniment care va avea loc pe data de 8 decembrie, este un eveniment organizat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională în cadrul unui proiect transfrontalier cu parteneri din Ucraina. În cadrul acestei conferințe vor fi prezenți 10 profesori din Ucraina. La eveniment sunt invitați toți cei interesați de starea de bine în situații de criză, cei care sunt interesați de proiectele care se adresează în general elevilor și profesorilor, nu doar celor din Ucraina. Așadar, pe 8 decembrie la ora 14 în aula Liceului Philadelphia sunt așteptați aceia care sunt interesați de acest subiect al stării de bine.
Tot legat de starea de bine, e vorba dacă e să ne gândim și atunci când Ministerul Educației a gândit un proiect împreună Prindem Curaj, un proiect finanțat de către Minister, așa cum spuneam, și prin intermediul căruia se alocă 1.407.473 de lei pentru cel puțin 250 de școli, numărul estimativ al beneficiarilor fiind de 20.000 de elevi și 10.000 de părinți. Unitățile de învățământ sunt invitate să-și depună aplicațiile până pe data de 10 decembrie. Și în județul Suceava se desfășoară acest proiect, este coordonat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională în parteneria cu Inspectoratul Școlar al județului Suceava. Așadar, școlile interesate să acceseze o sumă care nu este într-adevăr foarte consistentă, dar e o sumă care vine, nu care pleacă. Au de completat un formular pe care îl găsesc pe site-ul CJRAE Suceava. L-au primit de altfel școlile și pe FTP, pe acel mijloc de comunicare internă, și până pe 10 decembrie, așa cum spuneam, sunteți invitați să depuneți intenția de a participa în acest proiect. O altă invitație, de data aceasta până pe 6 decembrie, unitățile de învățământ se pot înscrie la cea de-a doua ediție Life Lab, programul care aduce educația financiară interdisciplinară de la grădiniță și până la liceu. Este un anunț făcut de organizatorii proiectului pilot Școala de Bani și înscrierile se fac, bineînțeles, tot online pe platforma Școala de Bani. Proiectul se va desfășura anul acesta în 10 școli din județele Brașov, Mureș, Prahova și, bineînțeles, Suceava, pentru că altfel nu v-aș fi prezentat această informație, așadar sunteți invitați să accesați și acest proiect, pentru că trebuie să recunoaștem, educația financiară e o necesitate a societății în care trăim și dacă noi, ca adulți, n-am beneficiat de informații și poate nu știm chiar atât de bine să ne gospodărim în ceea ce privește resursa financiară. Cine știe, poate generațiile de mâine, cei tineri, o vor face mai potrivit decât o facem noi. Și pentru profesori de data aceasta, un proiect prin care vor fi formați foarte, foarte mulți profesori în domeniul acesta al competențelor digitale. Proiectul este de începând de anul viitor, așadar cei care își doresc să se specializeze, să afle mai multe lucruri, nu neapărat pentru a ține orele online, ci pentru a-și folosi aceste competențe și în realizarea de diverse materiale, să fie atenți în spațiu online atunci când se va anunța apelul să acceseze și ei această formare. Cursuri gratuite, o grămadă, până pe 15 decembrie profesorii, elevii și părinții pot participa gratuit la cursuri de securitate cibernetică de data aceasta, potrivit unui document trimis către inspectoratele școlare de către Ministerul Educației. Așadar, aceia care vor să se înscrie o pot face, elevii cu vârste între 7 și 14 ani vor avea mai multe teme interesante: siguranța banilor pe internet, dependența de internet, prevenirea pornografiei infantile, gestionarea datelor online. Sunt teme pe care elevii le vor putea accesa, în timp ce pentru profesori și părinți cursurile vizează securitate cibernetică, acces general și securitatea digitală a copiilor. Până pe data de 15 decembrie pot fi accesate gratuit pe un site, bineînțeles că la o căutare scurtă pe internet puteți afla toate informațiile. Și o ultimă informație de data aceasta, e vorba despre un studiu. Acum nu știu dacă rezultatele studiului nu sunt oarecum intuitive. Și studiul acesta realizat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale spune că atunci când profesorii sunt pregătiți, susținut pentru a folosi investigația științifică, atunci când predau fizica, atât competențele lor, cât și competențele specifice ale elevilor se îmbunătățesc. Așa afirmă studiul despre care aminteam. Faptul că învățarea prin investigație contribuie la creșterea interesului manifestat de elevi față de fizică, dar și la întărirea motivației profesorilor. Spuneam că rezultatele sunt oarecum
intuitive, e firesc atunci când vorbim de fizică, de chimie, investigația, cercetarea, tot ceea ce presupune să manipulezi tot felul de obiecte sau să construiești tot felul de circuite, mă gândesc că ajută și stimulează curiozitatea copiilor, motivația profesorilor. Și am adus vorba despre acest proiect, trebuie să recunosc că despre rezultatele acestui studiu, pentru că în seara aceasta vom vorbi despre performanță în domeniul fizic, nu doar despre asta. Înainte însă de a vă prezenta invitații de astăzi în curtea școlii, vreau să mulțumesc celor care sprijină în fiecare săptămână emisiunea noastră. Așadar, le mulțumesc doamnelor de la salonul Perfect Style, situat în cartierul Opcini, și nu în ultimul rând Julius Moll pentru sprijinul oferit emisiunii. Și înainte de acest anunț, vă spuneam că vă voi prezenta invitații de astăzi. Mă legasem de disciplina aceasta fizică. Mă gândesc că sunt printre cei care ne urmăresc și, nu știu, foști elevi, actuali elevi, care sunt pasionați de această disciplină. Eu trebuie să recunosc că a fost așa o disciplină mai dificilă, da, pentru mine. Asta nu înseamnă că n-am reușit așa să duc până la capăt cu rezultate bune și studiul acestei discipline. Mi-a plăcut, trebuie să recunosc, mai mult limba română și disciplinele acestea umaniste, dar cred că discipline precum fizica, chimia, matematica sunt deosebit de utile. Rigoarea lor așa parcă ne așează pe alte coordonate și cu siguranță ne sunt necesare. Și așa, după o introducere destul de lungă, le spun bine ați venit în curtea școlii reprezentanților mai mici și mai mari ai Liceului Tehnologic Tomșa Vodă din Solca, îmi cer scuze, și spun bine ați venit pentru prima dată în curtea școlii domnului profesor Gorcea Ilie Cristian, profesor de limba și literatura română și directorul acestei instituții. Bine v-am găsit, mă bucur că ne-ați invitat, mă bucur că avem astfel ocazia să popularizăm un rezultat deosebit obținut de eleva noastră din clasa 9 de la matematică informatică. Și nu numai asta, vom încerca să vorbim așa, să prezentăm liceul dumneavoastră telespectatorilor, mai ales pentru că sunteți pentru prima dată în curtea școlii. Îi spun bine ați venit la Bucovina TV în curtea școlii și domnului profesor Cosovanu Ilie, inspector școlar pentru disciplina fizică, în cadrul Inspectoratului Școlar al Județului Suceava. Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Noi astăzi sunteți pentru prima oară aici în platou, dar ați mai fost așa prezent prin rezultatele pe care le-ați avut, prin fotografiile. Mai ales cu copiii de la concursul de astronomie Equinox. Exact, dar nu numai, nu? Da, și Olimpiada de Astrofizică. Au fost sunt foarte multe evenimente importante la care ați contribuit într-o formă sau alta. Și nu în ultimul rând îi spun bine ai venit în curtea școlii Andreea Bahan, este elevă în clasa 9 la Liceul Tehnologic Tomșa Vodă Solca și a obținut un rezultat foarte frumos cu care ar trebui să ne mândrim cu toții, nu numai liceul din care vii. Despre ce e vorba, Andreea? Bine v-am găsit. Acest concurs se numește World Young Physicist Olympiad, care în română se traduce Olimpiada Internațională a Tinerilor Fizicieni. Concurs desfășurat online anul acesta. Acesta în prima etapă a presupus rezolvarea 15 probleme de tip grilă, destul de complexe. Apoi la această etapă am obținut un punctaj de 90 și m-am calificat în etapa finală, iar numai rezultatul a mai multor copii s-a stabilit ahizarea, care a arătat verdictul, anume medalia de aur la această competiție. Care e o competiție, așa cum ai spus, destul de dificilă, nu? Da, am avut parte de un sistem riguros de combatere a anumitor tentative de fraudă. Sistemul audio trebuia activat la fel și cel video și camera trebuia îndreptată spre dispozitivul de pe care lucram, spre subiecte. Atunci noi eram vizibili în cadru rezolvându-le. Asta pentru cei care pun la îndoială, nu? Da. Faptul că performanța pe care ai obținut-o ar putea fi, să spunem, într-un fel sau alta,
altul, nu știu cum să zic, fraudată, dar nu a fost cazul. Și mă gândesc că atunci când îți place ceva și când studiezi cu drag și te pregătești, nici măcar nu-ți trece prin minte să faci astfel de lucru, nu? N-au fost eliminați din concurs participanți. O experiență foarte frumoasă, foarte interesantă, despre care mi-ar plăcea să ne povestești și după pauză. Așa cum mi-ar plăcea, domnule inspector, domnule director, să povestim și despre fizică, dar și despre alte lucruri frumoase care se întâmplă la Liceul Tehnologic Tom Șavod din Solca. Sunt convinsă că sunt lucruri interesante, lucruri valoroase, care se întâmplă nu doar în municipiul Suceava sau în orașele, municipii mai mari, ci chiar și în orașe precum Solca, oraș care de altfel este cunoscut pentru aerul curat, nu? Are alte lucruri pentru care este destul de cunoscut. Dar de ce nu să vorbim și despre aceste lucruri? Vă invit așa să mai aveți un pic de răbdare, pentru că urmează un scurt moment de publicitate, după care începem așa să povestim pe îndelete despre ceea ce se întâmplă frumos și valoros la Liceul Tehnologic Tom Șavod din Solca. Așadar, stimați telespectatori, vă invit să rămâneți alături de noi pentru a afla lucruri interesante, lucruri frumoase, pe care, iată, le-a realizat și Andreea Bahan, elevă la Liceului Tehnologic Tom Șavod din Solca, dar și alte lucruri interesante.